Slăvit să fie Domnul! Amin! Today we celebrate a great event within Scripture. În această seară, noi cu biserica sărbătorim un mare eveniment relatat în Scriptură. And Jesus spoke about this event. Domnul Iisus a vorbit în timp înainte despre acest eveniment. He talked about going away. El le spune ucenicilor că urma să fie înălțat, să plece. His time on earth was completed. Timpul lui pe pământ se împlinise. And he talked about going to the Father. Și le-a spus că urma să plece la Tatăl. The Bible talks about the Father. Biblia ne vorbește despre Tatăl. Nobody has ever seen him. Faptul că pe el nimeni nu l-a văzut pe Except the Son. Cu excepția Fiului. He is invisible. The invisible God. Este un Dumnezeu invizibil. God, nobody created God. Pentru că nimeni nu l-a creat pe el, pe Dumnezeu. God, by necessity, is eternal. Și prin necesitate Dumnezeu este etern, este veșnic. And we talk about God, we talk about the Father, the Son and the Holy Spirit. Și vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. And God, the Father, Son and the Holy Spirit are eternal. Și Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este veșnic, este etern. They do not need the three dimensions of space and time in order to exist. Ca să existe, Dumnezeu nu are nevoie de trei dimensiuni, spațiu, timp. We don't know exactly when he created the heavens and the earth. Nu știm exact ceasul, anul când a creat universul și pământul. But the latest scientific evidence, dar ultimele evidențe științifice, supports strongly susțin puternic that the heavens and the earth were created a finite time ago. Faptul că universul a fost creat cu un timp finit în urmă. How did that happen? Cum s-a întâmplat asta? By magic? Prin magie? Or by a creator? Sau de către un creator? The atheist has no answer. La multe din întrebările acestea existențiale, ateiștii nu au niciun răspuns logic. And however hard they try, they cannot escape God. Și oricât de mult se străduie și se zbat, nu pot scăpa de Dumnezeu. And so for a time, God the Son walked among us. Așa că pentru un timp, Dumnezeu Fiul a umblat pe acest pământ. But his time was limited. Dar timpul lui pe acest pământ a fost limitat. He had work to accomplish. A avut și el o lucrare de împlinit. And we're going to talk about that tonight. Și în seara aceasta vom discuta despre această lucrare. Jesus had a work to accomplish. Domnul Iisus a avut o lucrare de făcut, de împlinit. You have a work to accomplish. Așa cum și tu ai o lucrare de împlinit. Jesus was on earth for a purpose. Domnul Iisus a fost pe acest pământ cu un scop. You are on this earth for a purpose. Dar și tu ești pe acest pământ cu un scop. You have significance. În viziunea lui Dumnezeu tu ești cu semnificație. You have a work to accomplish in your life. Ai o misiune de împlinit în viața ta. You have an anointing. Și pentru aceasta Dumnezeu ți-a dat chemare și ungere. All calling is not just to preach. Chemarea nu constă doar în a predica. And when Jesus accomplished what he was sent to earth to do, și când Domnul Iisus a împlinit ceea ce a fost trimis din cer pe pământ să facă, it was time to go back
to the Father. I-a venit timpul să se întoarcă înapoi la Tatăl. And here's the power of that event. Și aici găsim puterea acestui eveniment. Jesus put it in this way: if I do not go to the Father, Domnul Iisus se exprimă în felul acesta: dacă eu nu mă duc la Tatăl, then I will not send the Holy Spirit unto you. Atunci Duhul Sfânt nu va putea veni peste voi. But if I go, dar dacă eu mă duc la Tatăl, if I leave, dacă eu voi pleca, if I ascend, dacă mă voi înălța, unto the Father, până la Tatăl, then, atunci, oh, then, atunci, Pentecost. Cinzecimea. Then the Holy Spirit becomes powerfully va veni cu putere, active within our lives. Acționând în viețile noastre. And that is the magnificence of this special celebration of the Ascension of Jesus. Aici este măreția sărbătorii speciale a înălțării Domnului Iisus la cer. And we're going to continue what is ours as a result of the Holy Spirit coming upon us. Și ca rezultat al înălțării sale și apoi a coborârii Duhului Sfânt, after Jesus, ceea ce avem noi de făcut. After Jesus ascended to the Father. După ce Domnul Iisus a înălțat și ne-a credințat nouă continuare lucrării sale. And these are the scriptures that we read. Sunt pasajele din scriptură pe care deja le-am citit. He was taken up. El a fost luat. Where was he taken to? Unde a fost el dus? He was taken up in into the Father. He returned to the Father. El s-a reîntors la Tatăl. And it's interesting that two men. Și este interesant că doi bărbați îmbrăcați în alb. It doesn't say angels. Nu spune îngeri. Doi bărbați dressed in white. Îmbrăcați în alb. You can be sure that when we get to heaven, atunci când vom ajunge în cer, we will be active. Vom fi activ, we will be empowered. Vom fi împuterniciți, we will be serving God. Și vom sluji pe Dumnezeu. It does not say these two men were angels. Nu ni se spune că aceștia au fost îngeri. They were men. Ci ni se spune că erau bărbați. Maybe one was Abraham and one was Isaac or Joseph. We don't know. Nu știm. But when we get to heaven, when you get to heaven, you will be serving God in some way. And here it talks about Jesus coming back again. And I suggest to you the possibility that this return of Jesus Christ was the coming of the Holy Spirit. Era în prima fază prin Duhul Sfânt. You remember Jesus, if I go, Domnul Iisus vă aduceți aminte că a spus, dacă eu mă duc, I will come again, voi veni din nou, and the Holy Spirit shall come upon you. Și atunci Duhul Sfânt se va revărsa peste voi. When you are baptized in the Holy Spirit, când ești botezat, when you are filled with the Holy Spirit, Duhul Sfânt, the Holy Spirit does not speak of himself, Duhul Sfânt nu vorbește de sine, he does not glorify himself. But when you are filled with the Holy Spirit, Jesus is glorified. Jesus is magnified. Jesus becomes more real to us. Jesus is revealed to us. The Holy Spirit is the revealer of Jesus Christ. And I just would like to say to my dear brothers and sisters, that same Jesus that arose on that day is here with us this evening with all the power and glory and majesty that he has in heaven, that is here with us this evening, because he has sent
upon us the precious Holy Spirit. Pentru că El a trimis peste noi pe prețiosul Duhul Sfânt. Technology. Să vedem. Ah! When God created mankind, când Dumnezeu a creat ființa umană, He created him with a purpose. L-a creat, am învățat, cu un scop bine definit. This is by way of a short review. Facem o scurtă trecere revistă. And ever since that, every human being that has been created fiecare ființă umană is created for a purpose. Este creată pentru un scop. You, my brothers and sisters, are created for a purpose. Ești creat pentru un scop. God has something in mind. Dumnezeu are ceva în mintea inima lui pentru tine. And you remember we talked about Eden. Vă aduceți aminte că am vorbit de paradis, and de that word Eden talks about pleasure and delight. Bucurie, de încântare. That was not found in the trees and the grass and the soil. Iarbă, în, pomi, în flori. This pleasure and delight această plăcere was found in the presence of God. Era datorită prezenței lui Dumnezeu. And when they fell, și când au falimentat, au căzut, and they were led out of the garden, și au fost scoși din grădina Edenului, they were led out of the presence of God, scoși afară din prezența lui Dumnezeu. That is what gave them the pleasure and the delight. Prezența Domnului le-a dat încântarea și plăcere. You and I were meant to live in the presence of God. Noi am fost creați ca să trăim în prezența lui Dumnezeu. David understood that. Și David a înțeles lucrul acesta. And can we read this together, please? Și în Psalmul 16, cu 1 spune așa, haideți să citim împreună. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Amin. There we have fullness of joy. Înaintea feței lui avem plinătate de bucurie. There we have pleasures forevermore. Acolo avem desfătări veșnice. The devil does not fight you from going to church necessarily. Nu în mod neapărat ca să vii la biserică, luptă diavolul ca să te împiedice. But he fights vigorously and hard to keep you out of the presence of God. Dar luptă cu vigorozitate ca în biserică sau în altă parte să te ține departe de prezența lui Dumnezeu. Try to walk, try to live in the presence of God. De aceea încearcă să trăiești în prezența lui Dumnezeu. And watch the devil resist it. Și vei vedea pe diavolul în jurul tău cum se împotrivește. Immediately God gave man work. Imediat după ce l-a creat, Dumnezeu i-a dat omului de lucru. Before the fall, înainte de cădere, before a woman, înainte de cădere, before a wife, soție, before a family, God gave man work before that. De lucru ca o desfătare. And God put within Adam. Și Dumnezeu a așezat în Adam. And God has put something within you, a work to do. Și în tine Dumnezeu a așezat o lucrare de făcut. And what God did for Adam, ce a făcut Dumnezeu pentru Adam, He also does for you. Face la fel și pentru tine. God gave Adam the intelligence, Dumnezeu a dat lui Adam the ability, abilități, the creativity, creativitate, and the resources, și resursele, to accomplish that for which God appointed him to do. When God calls you, my brother and sister, God not only calls you, but with that calling, God gives you the power to accomplish the calling. We call that a gift, vă aduceți aminte că a talent, un dar, an ability, abilități, a calling, or an anointing. If God has called you, and He has called you, God also, with that calling, gives you the
the equipment to fulfill in the calling whereunto you have been called. Care ți-a fost oferită ție. Slavit să fie Domnul. Amin. He said, I will not leave you alone. Domnul a promis și a zis, nici de când te voi lăsa, nu te va părăsi. Și nu te părăsi. Te lasă singur. Dumnezeu este cu noi. Every person has been given an area fiecare to work. Fiecare s-a oferit un domeniu care să se implice. Using the giftedness that God has put within you. Folosind darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în tine. As our fingerprints are different, așa cum amprentele noastre digitale so sunt diferite, our giftedness is different. Și darurile noastre sunt diferite. This man has been anointed and called to be a leader. Acest bărbat a fost chemat și uns ca să fie lider. Not just a leader, but a leader. Nu doar un lider, dar un lider. I have been called to be a leader. Și eu am fost chemat să fiu un lider. But he leads very differently than I do. Dar el conduce diferit de cum conduc eu. He is anointed by God. El este unt de Dumnezeu. I hope I'm anointed by God. Sper că și eu sunt unt de Dumnezeu. But we are very different. Dar suntem diferit. But because he is the pastor and the leader here, dar pentru că el este pastor și lider aici, and I am a visitor, și eu sunt un oaspete, I come under his leadership. Vin sub autoritatea conducerii lui. You have a place of anointing. Și tu ai un loc în care ai ungere. It may not be to preach, it may not be to lead. But you have something that God put within you. The devil didn't put it there. You didn't put it there. God put it there. And he put it there for a purpose. He put it within your before you were born. Le-a așezat în tine înainte ca să se nască. Când erai prelucrat în pântecele mamei tale. The difference between your work and your job. Diferența între slujba ta și lucrarea pe care ai făcut-o. Your job is what they pay you to do. Slujba e lucru pentru care ești plătit să te duci, să stai sau să lucrezi. Your work is what you were born to do. Lucrarea este ceea pentru care te-ai născut să faci. We'll develop that a little bit. Și dezvoltăm un pic lucrul acesta. Your job is with your skills and your training and your schooling. Slujba este cu educația ta, capacitățile pe care le ai să faci. But your work is your gift. Dar lucrarea ta este darul pe care you can, you can develop it through schooling and training. Nu știu dacă îl poți dezvolta prin pregătire și școală. But it didn't come through schooling or training. Poți să-l dezvolți, dar nu vine prin școală și pregătire. In there, from your job, they can fire you and say, de la locul de muncă te pot concedia și la birou. But they cannot touch your calling. Dar chemarea nu se poate atinge nimeni de ea. The world didn't give it to you, and the world can't take it away. Hallelujah. So the bine cuvintați. You can retire from your job, but you can never retire from the work of God. In a seed is a tree. Pentru o sămânță, o ghindă e un stejar, e un copac. Within you, there is something bigger than you. În tine e ceva mai mare decât tine. Don't go to work. Nu te duce la slujbă. Manifest the work that God gave you to do. Manifestă lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o să o faci. Your work. Lucrarea ta. That you were born to do. Care ești născut. This generation needs what you have. Nu uita, generația în care ești are nevoie de ceea ce Dumnezeu îți dă. This generation needs the gift that God put within you. Generația în care ești are nevoie de darul pe care Dumnezeu l-a așezat în tine. The church needs what you have. Și biserica are nevoie de ceea ce dă Dumnezeu în tine. The young people need what you have. Și tinerii au nevoie de ceea ce Dumnezeu a așezat în tine. The older people need what you have.
Și cei în vârstă au nevoie de ceea ce Dumnezeu așa zice. This generation nu uita, needs the giftedness that God put within you. Care Dumnezeu le-a așezat. Is anybody listening? Does anybody hear? Does anybody understand? Înțelege cineva din asta? Am I making it clear? Mă strâng să fiu cât pot fi de clar. We have some examples here from the Bible. Avem exemple din Scriptură. Number one, Jeremiah. Duceți-vă aminte de Ieremia. The Lord says, before you were in the belly, I knew thee. Domnul, mai înainte ca să fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. I sanctified thee. Te-am pus deoparte, te-am sfințit. And I ordained thee. Și te-am desemnat. A prophet unto the nations. Să fii un profet al neamului. God put it in Jeremiah. Dumnezeu a așezat în Ieremia. God put something in you. Dumnezeu a așezat ceva și în tine. It's not the same as Jeremiah. But it's something that this generation needs. God needs you. The church needs you. I need you. Și eu am nevoie de tine. We need one another. Avem nevoie unii de alții. The Apostle Paul says something similar. Apostolul Pavel spune ceva identic. Can we read this together? Would you read this, please? Spune aici, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale. Yes. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. He doesn't say through my education. Nu spune prin formarea mea, or through my zeal or my passion. Those are good. But it didn't come from that source. Dar nu acestea sunt sursa. It came from the grace of God. Din harul lui Dumnezeu. Your anointing. Și ungerea ta. Your ability. Și capacitatea ta. Comes from the grace of God. Harul lui Dumnezeu. That He put within you. Care este așezat în tine. David is another example. David e un alt exemplu. He understood that from his mother's womb, God possessed his reins. Dumnezeu i-a posedat, i-a luat în stăpânire și rămâne. May I be so bold to say that you will never be satisfied? You will never be fulfilled. You will never be able to say, I was born to do this, until you find that place in God where you are doing what God put within you to do. And the final example is John the Baptist. Would you help me, please? Spune în Luca 1 cu 15 căci va fi mare înaintea Domnului, nu va avea nici vin, nici băutură amețitoare, ci se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Amin. He was anointed. He was called before he was born. Înainte de a fi născut. You are anointed. Și tu ai primit. You are called. God put something within you. Dumnezeu a așezat ceva în tine. And the greatest enemy you have, și cel mai mare dușman pe care l-ai, the greatest resistance against fulfilling what God has put within you, în ce privește împlinirea a ceea ce Dumnezeu a așezat în tine, is yourself. Poți să fii tu însuți. Is yourself. Tu însuți. Most of us have much more potential. Majoritatea dintre noi avem mult mai mult potențial decât putem să ne dăm seama. But because of our culture, datorită culturii, because of our family, datorită familiei, because of our training, datorită pregătirii, we think of ourselves less than what God has appointed us unto. Ne gândim la noi înșine mai jos decât ne vrea Dumnezeu. I was in a church in Machiva, Polonia, and I was preaching there. Eram în biserica din Machiva și predicam. And I said, my biggest enemy is roi. Dușmanul meu este roi. And a young boy, the pastor's son, looked at my wife. Și fiul pastorului s-a uitat la nevastă mea. And how can that be? He's the preacher. Și întreba, cum poate fi asta? Că e predicator. It doesn't matter.
Nu contează. Your biggest enemy is inside of you. Cel mai mare dușman al tău. Your mentality. Your faith. Your how you see yourself. You remember I showed a picture of a big mirror. And there was a little cat in front of the mirror. And what the cat saw in the mirror was a lion. Yes. What do you see when you look in the mirror? God sees your potential. God sees your calling. And I think sometimes God weeps because he sees your calling. He sees your potential. And like he said to his own disciples, he said, "O ye of little faith." You were born because of purpose. There's something that God wanted done that only you can perform. Dumnezeu te-a făcut necesar pentru că e ceva ce numai tu poți împlini. It may be in your family. Poate fi ceva în familie. It may be in your church. Poate fi în biserică. Maybe with children. Poate cu copii. It may be with teens. Poate cu tineri. It may be with music. Poate în domeniul muzical. It may be with poems. Poate în poeme. The potential has as many colors as the rainbow. Potențialul are mai multe aspecte ca și curcubeul. 5 steps to fulfillment. 4 pași ca să ajungem la împlinire. 5 steps to fulfillment. 5 pași. 5. Number 1, commitment to the Lord Jesus Christ. Înainte de toate, dedică-te cu totul Domnului Isus. I'm not talking about receiving Christ. Nu vorbesc doar de a primi pe Domnul Iisus. I'm not talking about saying a prayer. Nu vorbesc să ne reducem doar la o rugăciune de consacrare. I'm not talking about going to church. Nu vorbesc doar de a merge la biserică. I'm not talking about reading the Bible. Nu vorbesc doar de citirea Bibliei. I'm not talking about speaking in tongues. Nu vorbesc doar despre vorbire. I'm talking about something far deeper than that. Ci vorbesc despre ceva mult mai adânc decât toate. I'm talking about an encounter with you and God. Vorbesc despre o consacrare în urma unei întâlniri, o întâlnire reală, autentică cu Domnul. Where you have surrendered the lordship of your life. Recunoaștere, o predare întreagă a vieții tale în mâinile Domnului. Your plans, your ambitions, your desires, your pride, your relationships, everything. At the foot of the cross, and you commit your life to the Lordship of Jesus Christ. That is a profound interaction. That is a deep legament that doesn't come easy. Legament adânc, profund, care nu vine ușor. You remember to the last moment the Lord Jesus Christ had to pray. Mă duceți aminte de ultimul moment în care Domnul Iisus a trebuit. Not my will, nu voia mea, but thine be done. Voia ta să se facă. Make that transaction. Fă această schimbă, acest schimb, acest. I told you about a friend of mine. He was anointed. He was called. God used him powerfully. V-am spus de un prieten al meu care era chemat și Dumnezeu îl folosea cu putere. But he knew how to make money through selling insurance. Și știa cum să facă bani prin asigurări. And he's a millionaire today. Și ziua de azi este multimilionar. He has a magnificent house by a lake. Lângă un lac are o casă de vis. And he drives a big latest Mercedes. Și conduce Mercedes de ultimul tip. And so we had breakfast together. And this is what he said. We were young men together.
Când eram tineri, eram prieteni, mergeam împreună. He said, Roy, I envy you. Și a ajuns să spune, Roy, te invidiez. I don't envy him. Eu nu-l invidiez pe el. Suntem binecuvântați. Amen. We are richly blessed. Suntem binecuvântați. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I have been in a Mercedes. I don't own a Mercedes, but I'm in them. Dar am fost în Mercedes. Somebody else pays the bill, pays the motorina, pays the asigurare. They pay everything, but I get to use it, I get to drive in it. I have been on magnificent boats. Am fost și pe bărci frumoase. I don't own it. Nu le spun. I didn't pay for it. I don't pay for the upkeep. I just get to enjoy it. Doar m-am bucurat de el. Because I am blessed. Pentru că sunt binecuvântat. Seek ye first the kingdom of God. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. And you lose nothing. You lose nothing. Number one, a commitment to the Lord Jesus Christ. Number two, get filled with the Word of God. So your thinking is not according to this world, but it's according to the Scriptures, the Word of God. That takes time. Adevărat că cere timpul sacral. Apoi învață să umbli smerit și supus. Sometimes people, young people, they become gifted rather quickly. Uneori tinerii devin foarte repede dăruiți. And they think they're more anointed than the pastor. Și au impresia că iau o ungere mai mare decât pastorul. I'm more important, I'm more gifted, I'm more anointed than the pastor. That's a big mistake. You walk humbly. Suntem chemați să umblăm smeriți înaintea Domnului și să ne supunem. Number four, be baptized with the Holy Spirit. Al patrulea rând, să fii botezat cu Duhul Sfânt. Even more than being baptized in the Holy Spirit. Mult mai mult decât a fi botezat, să fii plin. It's living filled with the Holy Spirit. Să trăiești o viață umplută de Duhul Sfânt. Okay. We need to get free from the job and start the work. Trebuie să te liberezi drumul de spiritul de a face o slujbă apăsător, cu transpirație, cu amărăciuni și să ai libertatea să faci lucrarea cu desfătare pentru Domnul. That doesn't mean that you leave your job. Asta nu înseamnă că trebuie să te duci să părăsești slujba locul de muncă. But it does mean you start your work. Ci Dumnezeu te cheamă să începi lucrarea. I asked somebody, I said, what will you be doing in 5 years from now? Și am întrebat pe cineva, ce vei face peste 5 ani de zile? They said, I don't know. I said, well, what God has put in your heart to do? Și am întrebat, dar ce ar fi Dumnezeu în inima să faci? And immediately they said, music. Ah, well, that's the secret. E aici e taină. You don't need to leave your job. Nu trebuie să îți părăsești locul de muncă. You need to develop your music. Ești chemat să dezvolți talentul muzical. Now this brother is doing exactly that. Și am aflat că acest frate asta that when the opportunity comes, pentru că atunci când Dumnezeu deschide, when the door opens, he's ready. He's prepared. He has paid the price. And when God says, I need a king, am nevoie de un rege, he had to look in the hills for David. Trebuia să se uite peste deal la David. He didn't look in the theological seminary. Nu s-a dus la seminarul teologic. Because they weren't prepared. Acolo încă nu erau pregătiți. God worked in David's heart. Dumnezeu a lucrat în inima lui David. You don't have to go to theological seminary. Și nu ești obligat să mergi la seminarul teologic. Have your heart and your life prepared. Lasă ca înainte de toate inima ta să fie pregătită, să fii gata să faci ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. Remember Paul, he worked with his hands. And as necessary, he made tents.
There was a man whose name was Bezaleel. Vă aduceți aminte și de Bețaleel, care Dumnezeu a așezat Duhului. And God anointed him with the Holy Spirit. Și l-a unt și i-a dat înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Amen. He was not a preacher. Nu era predicator. But he was anointed by God to do something. Dar a fost unt de Dumnezeu să facă lucruri extraordinare. And you are anointed by God chiar dacă nu realizezi to accomplish a work. Chiar să faci o lucrare. It may be any of these. Poate să fie una dintre acestea. Or maybe something else. Sau poate altceva. Come back. It went too fast because it's very important. Poți să fii fermier, inginer, mamă, roitor, constructor, bucătar, predicator, muzician, tehnician, doctor, profesor, etc. etc. Mai mult etc. There were two men who were ready. Găsim în Scriptură doi oameni care erau gata, dar chiar dacă ceilalți nu știau. You are not ordained by man quickly. Nu ești confirmat, recunoscut repede de oameni. Or you should not be ordained by man quickly. N-ar trebui imediat să fii așezat foarte repede. You need to be prepared. Ce ai nevoie de un timp în care Domnul să te pregătească. Trebuie ca și tu să te întâlnești. Barnabas and Saul were ready. Barnaba și Saul erau la un moment dat gata. And the Holy Spirit said, separate them. Și vine Duhul Sfânt și spune, puneți-i deoparte. And God is calling here this evening. Și în seara aceasta Dumnezeu strigă. For my dear brothers, for my precious sisters, come out from among them. Ieșiți din mijlocul celor din mine. Don't follow the world's way. Nu mergeți pe calea lumii. Come out. You have been saved. You've been baptized with the Holy Spirit for a purpose. Don't get dragged back in to the world's way. Come out. And God will lift you. I'm going to conclude with this, our Lord Jesus Christ. He had work to do. Would you help me, dear pastor? Și spunea Domnul Iisus în Ioan 5:17, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Amin. Și aici. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui care m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Here. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o ca să o fac. I notice that sometimes when people have a horse, they have something on the side of the eyes. Oamenii și care au cai, au vădat de pun ochilare aia. So they don't look here, ca să nu vadă they look here, ci să vadă numai înainte. Jesus knew his purpose. Domnul Iisus își cunoștea He knew what he was here to work to do. El știa pentru ce este pe acest He knew what God had sent him to earth to do. El știa de ce l-a trimis Dumnezeu pe pământ să facă. He focused on what God sent him to earth to do. Dumnezeu l-a așezat pe pământ să facă. Focus on what God has sent you to earth to do. Nobody can do everything. Nimeni nu poate să facă totul. But you can do what God has put within you. Poți face ceea ce Dumnezeu a așezat în tine, partea ta, ca să te împlinești. One more. Încă ceva. Iisus te-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Amin. And he did it. Și el a împlinit lucrarea. He finished the work that he was sent to do. Don't die. Nu muri, dragul meu. Don't leave this earth. Nu părăsi pământul acesta. You have accomplished what God sent you on earth to do. Amen. Amen. Domnul Iisus s-a înălțat după ce și-a primit lucrarea. It is finished. Și ne-a dat un model. S-a isprăvit. Noah, build the ark. Noi am construit corabia. Abraham, get up and go. Abraham, ieși afară. Joseph, keep that dream.
Moses, let my people go. Joshua, take that land. Gideon, use the few that you have. Gideon, folosește, vezi puterea care are. Samuel, keep the word pure. Ține cuvântul curat. David, get that giant. David, distruge uriașul. Solomon, use wisdom. Solomon, folosește înțelepciunea. Isaiah, the Messiah is coming. Mesia revine, se apropie. Jeremiah, don't let your youthfulness stop you. Daniel, be brave and believe in the face of God. Nehemiah, build that wall. Zidește, construiește. Malachi, blessings come to those who give. Vine de la cei care oferă. Matthew, the Messiah has come. Mesia a venit. Mark, the Son of Man, has come. Luke, the great physician, has come. John, behold the Lamb of God. John, He is God. He is God. Hallelujah. He is here. And He is God. Hallelujah. Hallelujah. Paul, reach the world. S-a atins lumea cu Evanghelia. Now you. Acum e rândul tău. Este partea noastră. Do what God has called. Fă ceea ce Dumnezeu te-a chemat ca să faci. This is a beautiful place. Aici este un loc. This is a training place. Este un loc de pregătire. God is here. Dar Dumnezeu este aici. You are here for a purpose. Și voi sunteți aici pentru un scop. Do with excellence what God has called you to do. Și ultimul cuvânt, ajută-mă. 1, 2, 3. Amin. Doamne, ajută. Fraților, Domnul Iisus s-a înălțat după